Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna martie 2023. Punctul 2. Prim proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru Aga Crabu Bacău, convocată în data de 27.02.2023. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al orașului a bunurilor rezultate ca urmare a finalizării investițiilor, extindere, rețea alimentare cu apă și racorduri, strada Vâlcene, oraș Târgu Ocna și amplasare bazin tampon, oraș Târgu Ocna. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al orașului Târgu Ocna, numărul 3 din 27.02.2022, respectiv desemnarea celor doi reprezentanți ai Consiliului Local în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al orașului Târgu Ocna. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SECE Compania de Utilități Publice Târgu Ocna pentru anul 2023. Punctul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a SECE Util Conseca SRM pentru anul 2023. Punctul 7. Proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu aniversar domnului Panțelu Costache la împlinirea vârstei de 100 de ani. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind acordul orașului Târgu Ocna pentru conectarea la infrastructura de canalizare a localității în vederea realizării obiectivului de investiții, reabilitare, extindere și modernizare, sistem de canalizare, stații de evaporare și canalizare pluvială în orașul Slănic Moldova. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre orașul Târgu Ocna și Asociația Eco Assist București, având ca obiect lucrări de împăturire pe raza administrativă a orașului Târgu Ocna, acțiune ce face parte din Inițiativa Națională de Împăturire pe bază de voluntariat, plantăm fapte bune în România. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații din imobilul construcție, fosta centrală termică, situată în orașul Târgu Ocna, zona blocurilor A de 4. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor aferente proiectului dezvoltare, modernizare și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul școlii numărul 2, oraș Târgu Ocna, județul Bacău, în baza aplicării prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 64 din 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii serviciilor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Punctul 12. Întrebări, interpelări, răspuns. Supun la vot dacă sunteți de acord pentru ordinea de zi. Dacă sunt probleme. Dacă îmi permiteți, punctul 8 de ordinea de zi, proiect de hotărâre privind acordul orașului la conectarea prin infrastructura de canalizare, este rând de trag. Inițiatorul a să se retrag în timpul. Moment. Să se pune problema de zi, după aceea. Ați supunem spre aprobare ordinea de zi, cu modificarea respectivă. Cine este pentru? Împotriva, abține, unanimitate s-a aprobat ordinea de zi. Având în vedere prezența în sală a domnului Ghibelin Cristian, așa vă cer acordul, dacă sunteți de acord cu participarea dânsului, și să schimbăm punctul 10 de ordine de zi, ca fiind primul. Nu sunt dacă suntem de a schimba punctul diverse, să-l punem primul. Putem să punem? Nu, azi 10. Punctul 10. Este proiectul ăsta. Dacă se referă la domnul Mastru. Dacă se grăbește dânsul, la domnul Mastru. Dacă se grăbește dânsul, la domnul Mastru.
Dacă sunteți de acord cu această modificare, pe ordine de zi. Vă mulțumesc. Deci supunem spre discuție și aprobare punctul numărul 10 de pe ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații din imobilul construcție, fosta centrală termică, situat în orașul Târgu Ocna, zona blocurilor A, blocul B. Dacă sunt discuții, probleme. Așa. Ca raport de avizare, deci Comisia Juridică. Comisia Juridică a formulat un amendament prin domnul consilier Barna Cristian. Amendamentul a fost avizat favorabil cu 5 voturi pentru. Iar proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil cu amendamentul propus. Urbanistul? Comisia Urbanistul a avizat favorabil amendamentul domnului Barna cu majoritatea de voturi și a văzut în unanimitate proiectul cu amendament. Comisia pentru studii și prognoze. Comisia pentru studii și prognoze economico-sociale, 4 voturi pentru și 1 abținere. Aviz favorabil. Și mai foarte inclusiv am studiat propunerea prin acest amendament. Amendamentul amendamentului. Nu l-ați avut. Nu, am avut aviz nefavorabil la amendament. În faza propusă. Deci noi executivul ne însușim amendamentul, pentru că face o referire la durata contractului și acolo, având în vedere că mai sunt contracte pe rol, să fie înțelesată cu... Să fie armonizat. Să fie armonizat. E același lucru? Nu știm. Dar să știm că punem sub același sarcini întregi imobili. Iar sub atențele sunt bună cu gata. Nu? Probabil. Rezultă din place. Da. Deci se supune spre aprobare pe amendamentul, da? Dacă mai sunt discuții. Dacă sunt discuții. Nici domnul Bani. La decretul de aprobare am urmărit lămurile de făcut. Undeva spre Chiași va avea obligația achitării și impus pe clădiri. Cred că ar trebui taxa pe clădiri și pe teren, că așa scrie și în contractul în cărți de sarcini. Taxa pe clădiri. În contractul de sarcini, în cărți de sarcini, scrie taxa pe clădiri, nu impus pe clădiri. Conform codul fiscal, articolul 465, ar trebui scrie să taxa pe clădiri și teren. Taxa. Da, o să ne pregătim, dar mai repetați-mă la cum de anume. La de specialitate. La raportul de specialitate? Înainte de punctul 5. În caietul de sarcini, scrie taxă. Aici scrie impunct. Da, ok. Așa scrie cu puțin spart, cu 460 de traie. Să ne vedem în loc de impunții, că o să punem taxă. Acea vedeți. Da, mă gândim. Alte probleme? Domnul Ghibelic, dacă aveți probleme. Președinte, mă scuzați că stau jos. Sunt operator Bicior, că am Biciorul între ei, nu știu. Ridicat. Aici, ca să cer o derogare, măcar 2 sau 3 luni de zi, nu mă vinde, că nu pot mușca scolele. Eu, ca să vreau să elibere, sunt de acord ca să merg la licitații cu asta, cu toate că nu m-a anunțat. Și a venit vecinul meu, a zis că vrea să ia spațiu, să se mărească, sunt de acord cu așa ceva, că nu știu acasă și nici nu o bag în urmă. Dar numai când cer o derogare ca să pot muta scurele dintr-o parte în altă. Atât. Datorită faptului că nu sunt vindecat. Merg greu, nu pot să ridic niciun vilon de lapte. Dacă le-au din piață, e foarte greu. Am înțeles de la doamna, am vorbit cu doamna Corina, cu asta mi-a explicat că durează să duce la prefectură, după aceea să licitează, poate la zile la publicații cu asta, dar timpul ei se scot și la mine trebuie la 90 de zile să mă pot vindecat. Am anexat acolo cererea biletul de ieșire din spital cu asta. Doar să vede că mi-am pus din mică. Nu, 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 nu. Așa cum am explicat atunci când am venit în audiență la mine, procedura de licitație va dura undeva spre 2 luni.
și dumneavoastră a cerut o delegare de 3 luni. Doamna, măcar mai puțin, nu 3 luni, dar mai puțin, dar măcar să mă pot vindeca. Păi mai puțin, v-am zis, procedura va dura undeva de 2 luni. Da, o va trebuie. Deci haideți să facem o lămurire cu privire la solicitarea domnului chiriaș pe un anumit spațiu. Ceva timp în urmă, acolo spațiu a fost în toată suprafața acelei centrale termice. Dumnealui a închiriat o suprafață de vreo 20 de metri pătrați, pe care are contract și se bucură de toate facilitățile contractului și este un contract de rol. Iar noi astăzi analizăm o cale de acces pentru această, analizăm scoaterea la concesiune a altor suprafețe, respectând toate reglementările legale, asigurându-i dreptul de acces, liber acces și cu dimensiunile aferente mișcării unor utilaje de acolo. Cele două suprafețe pe care noi le propunem spre concesiune nu fac obiectul unui contract aflat pe rol și procedural, după ce își urmează cursul această hotărâre, vor urma niște termene de validare, de însușire de către instituția prefectului, după care emitere cai de sarcini în sistemul de publicitate, licitație, adjudecare și vom vedea până atunci. Deci, practic, este un parcurs, iar știm cu toții că fiecare spațiu care putem materializa prin o închiriere sau concesiune reprezintă un venit la bugetul local. Și orașul de Dobna are nevoie de aceste tipuri de venituri, mai ales având în vedere proiectele care avem în derulare și tot orice sumă care poate fi adusă este de bun augur. Nu obstrucționăm funcționarea cabinetului, spațiului, atelierului domnului Chibilic și se asigură cale de acces. Am încercat să construim de așa natură, să nu modificăm nici arhitectura construcției și să menținem toate calitățile și accesul. Mulțumesc! Mulțumesc! Iată, mai sunt probleme? Înțeles că nu este, dacă spațiul care face obiectul punctului de astăzi, care scoate numele la licitație, nu se suprapune cu spațiul. Și atunci, ce vreme care să dă? Ce să vă dă? Pentru acest material, vă rog să faceți propuneri și pentru un reprezentant Comisia de Evaluare și un membru suplean. Vă rog, spuneți. Domnul Consiliu Barnachi. Ca membru titular? Vă rog, mai aveți și alte propuneri? Pentru membru, propuneți. Propun de domnul Cristian Antohie. Tot ca membru titular, da? Și pentru membru suplean, sau pentru care ți-am propuneri, vă rog să păi rămâne celălalt. Nu, 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 mulțumesc pentru propuneri, dar nu pot să particip la... Nici că trebuie. Nici că trebuie. Vă rog, mai faceți o propunere măcar ca să... Să avem un suplean. Pentru suplean. Domnul Iarăș, aș propune. Domnul Bar, nu aveți o propunere. Domnul viceprimar. Tot pentru suplean sau pentru suplean? Suplean, da? Bun. Vă rog să pregătesc o buletină de vot și mai fac suplean. Aici o întrebare. Deci am două selecții separat, patru, nu? Fiecare cu cățică la pachet. La pachet.
să iau cuvântul, domnul președinte. Deci v-am dat atât. Dar cum a apărat zis dânsul că se poate la pachet și aș vrea să întreb, dar dacă dânsul nu câștigă pe amândouă, de exemplu, eu aș vrea să merg la licitație. Și poate mă interesează numai un spațiu, de ce să nu se scoată pe bucăți? Bănuiesc că vine la licitație, are dreptul să vină mai mulți. Și poate interesa numai pe spațiu, la 45 de metri sau la 23 de metri, este în proiect. Nu mă poate obliga nimeni să iau pe spațiu. Poate vreau să iau mai 23 de metri să mă pot apăra de lumină, nu? Dacă și așa acum au obstrucționat lumina, am apărat. Dacă sunt două spații separate, trebuie să case la licitație separat, așa cum sunt ele. Ați propus un amendament în sensul? Nu am propus un amendament, așa nu este logic. Am formulat un proiect de hotărâre. Cum? Dacă se formula un amendament, se discuta pe amendament. La prevederea, la studiul coordonate, la articolul 4, litera A, suma de 408 lunar pentru spațiu de 40 de metri și suma de 237 pentru spațiu de 23 de metri. Sunt separate, văd că aici, în studiul de oportunitate. Sunt separate. Nu sunt la bachet. Nimic, s-a câștigat la contestație, asta nu e o problemă. S-au mai făcut ceva de gen. Vreau să vă zic ceva, dar să vă întreb. Eu când am luat spațiul în 2014, erau două cabe și conducte de aferente, când s-au dărâmat apă. Cine le-a luat, nu știu. Eu când am stat acolo până să vină domnul Achelăriții, n-am tăiat nicio cabă. Aveți cunoștință ce s-a făcut cu cabele? Avea 4 pe 2,20 m. S-au dus banii la primărie sau poate le-a dus la fierbeni. Aveți cunoștință de așa ceva? Aveți vreo sesizare în sensul? Dar eu am anunțat pe domnul Nichisian și pe domnul Adobaghe-Poțchi. Mi-am făcut datorii atunci când l-am luat. Eu când l-am luat, l-am luat în primire. Și 8 ani când am stat... Transmite domnul Divinic că în decursul perioadei de până acum ați utilizat mult mai mult spațiu decât este cel comun din contract. Fără a câta nicio leapă propus față din trezivitul. Uitați, chiar ați consiliat... Aici nu face și am făcut o ședință în 2014 în Consiliul Local și am cerut aprobare și mere pe care... Și atât vi s-a aprobat. Și pentru atât ați plătit. Dar domnul să vreau... Păi, și atunci despre ce vorbim? Domnul, eu tot nu niște întrebări. Mai sunt discuții? Dacă nu, propun să
Domnul Barna, da, domnul Bucur, da, domnul Ianoș, nu. Deci,
ultimul vot. Păi dacă așa mă zic, da, 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 domnul Bucur, da. Deci, e simplu. Au rămas ultimele, care e domnul Bucur. Are 15 plus. Și după aceea, pentru jocul Bucur de oră, punem la vot amendamentul în tocmai de Barna Cristian așa, la punctul numărul 10. Cine este pentru? Este un anumitare, s-a aprobat. Propun spre aprobare proiectul în întregimea lui de la punctul 10. Deci, cu amendamentul. Cine este de acord? Alegerea președintelui pentru luna martie, deci prin persoana doamnei consilier Leoleacă, așa veți fi conduși în toată ședința Comisia favorabilă. Comisia? Iată. Aviz favorabil, este în unanimitate de vot. Punctul numărul 1. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Deci la punctul numărul 2. L-ați studiat, da? E mai de mult. Vorba de reprezentantul orașului, așa, pentru adunarea generală a Craba. Dacă sunt discuții. Comisia Duminica a vizat favorabil proiectul de hotărâre. Ok, da. Dacă sunt discuții. Probleme? Aș vrea ca după fiecare ședință care are loc la CRA, Consiliul Local să fie informat ce s-a votat, cum a votat reprezentantul pe care l-am delegat în asociație. Asta este tot. Da, mulțumim. Altcineva? Supuneți de aprobare. Cine este pentru?
Împotrivă, abțineri. Trecem la punctul 3. Este vorba de introducerea în domeniul public al orașului. Așa. Bunurile rezultate prin finalizarea investițiilor referitoare la alimentare cu apă și acorduri din Vâlcele și amplasarea bazinului Tambor. Comisia Publică, Administrație Publică, a vizat favorabil, 6 voturi proiecte, una abține, un vot urbanism. Comisia favorabil, domnul deputat. Studii economice. Comisia Economică, aviz favorabil, 5 voturi pentru. Dacă sunt discuții. Dacă nu, supunem spre aprobare. Cine este pentru? Abține de potrivă. Punctul 4. Se referă la desemnarea celor doi reprezentanți ai Consiliului Local în Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Orașului Sârgovina. Comisia? Comisia a vizat favorabil. Nu am avut obligația de a face propunere, dar am făcut și două propuneri, în persoana domnului Bucurăriu Mare și Barna Cristian. Care mai o să decide dacă va fi o propunere sau o a fi doar fost favorabil. Discuții? Propun pe colegul nostru, Robert George. Consider? El este jurist, după cum știți, și el este mai în măsură pentru a participa la comisia. Altceva e drag din propunere. Deci rămân ca propunere domnul Barna Cristian și domnul Aparaschive, da? Mai sunt? Barna, tu ai mai văzut. Este o completare a hotărârii. În comisie mai este numită doamna Barna Liliana. Și acum completăm cu un nou membru, având în vedere că mandatul domnului Șilochi a încetat. Deci aveți două propuneri, da? Domnul Barna Cristian și domnul Aparaschive. Okay. Mă pot retrage? Da, da. Pe noi sau un frate? Ce-i semnă noastră? Unul. Unul sau un loc e vacanță, atât. Se modifică hotărârea Consiliului Local numărul 3. După cum urmează, domnule Șilochi, se numește un nou membru. Da, așa e de aici. Am înțeles. Aici scrie desemnarea celor doi reprezentanți. Da, tocmai de aia. Pentru că așa se numea hotărârea numărul 3. Am înțeles. Bine. Nu,
Pentru domnul Paraschivei,
pentru domnul Barna Cristian. Pentru domnul Barna Cristian. Pentru domnul Barna Cristian. Pentru domnul Barna Cristian. Pentru domnul Paraschivei. Domnul Paraschivei. Pentru domnul Paraschivei. Deci Paraschivei. Votul de la terasă, ca știi. Am dat pe celălalt candidat, nu știu, rog de bază, da. Domnul Paraschivei. Domnul Paraschivei. Ce se bagă, bază, nu știu, nu știu. Domnul Barna Cristian? Nu. Nu, domnul Paraschivei, da. Dacă nu domnul Paraschivei, dar face greșeală. Ia să ne spunem ce nu știu. Domnul Paraschivei? Este nou pe bară. Facem probă. Primice, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, nu m-am mai deplasat acolo, că știam. Ce să perturbe o bună mers am următorul punct. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de aprobat. Da. Este cu vot secret. Nemai fiind toate precizări, proiectul de hotărâre, proiectul s-a votat în întregime cu vot secret. Votul secret. Ne așteptați pe greșeală. Cu ochii pe dumneavoastră. Da, deci am avut și aga cu acest punct și la CUPT și la Conseca. Așa, deci cunoscute problemele. Dacă sunt discuții la acest punct, sau Comisia Juridică, ce spune? Comisia Juridică a avizat favorabil acest proiect. Comisia de Mediu și prognoze economice sociale a fost favorabil cu 5 voturi pentru. Da. Discuții? Dacă nu, spuneți aprobarea. Cine este pentru? Abținere? Abținere? Împotrivă? Deci s-a aprobat cu o acțiune. Punctul 6. Aceeași treabă pentru SECE Util Consec. Adică raportul de avizare. Aviz favorabil. Comisia Economică aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții? Dacă nu spuneți pe aprobare, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da. Punctul 7. E un proiect de hotărâre care îl consideră foarte important, privind acordarea unui premiu aniversar domnului Panțelu Costache la întâlnirea vârstei de 100 de ani. Comisiile?
Comisia Juridică și Administrație Publică a avizat 7 voturi ale întregilor BIA-i comisiei. Comisia pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale a avis favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții? Alte probleme? Poftim de urmană. Da, m-am uitat pe raportul special. Dar să vreau o lămurire. Persoanele centenare merită respectul și aprecierea noastră, iar orașul Bugna există în oraș, există una în acest an o persoană care are 100 de ani, pe data 23.03.2026. Perfect. Și o persoană care a primit 101 ani, persoana care a fost mergea la anul trecut. Nu a fost dată legal la anul trecut? Așa se primi prea mult. Nu a primit persoana asta banii la anul trecut? Da. Am zis că sunt mai multe persoane. Să vă păi, dar ce? Am aprobat la trecut, toată legal, am vrut o problemă. A fost o lavă, aș fi dat de la o persoană. Așa. Interpretat. Să nu avem două. Am avut în trei. Dacă mai avem două, dacă nu avem trei. Da? Pe doamne să avem mai mult. Dar cum se zice 100 un an? O fost o doamnă. Păi n-am propus. Dar cum se zice 100 un an? Dacă o doamnă, nu două. Acum 2 ani, anul trecut o doamnă. Da, acum 2 ani. Anul trecut o doamnă. Ca dumneavoastră de la vreo stăm în urmă. 200 de ani. Și da, alte probleme. Dacă nu supuneți prea apăvare, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Deci punctul 8 este expresat. Am punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între orașul Dobna și Ecoasist din Pădurile. Comisie? A fost favorabil în unanimitate de vot. Urbanistul a fost favorabil în unanimitate. Discuții, dacă sunt. Da? Cam în girocat, cam de 1, de 3, abra. Dar orașul te tot. Prin ce? 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 La pitic, pitici, nu. O să crească vreo 30 de ani. Am identificat această asociație care se ocupă la nivel național cu plantări și sub titlul și asociației Plantăm Fapte Bune în România. Am fost cu reprezentanților în oraș. Am identificat două locații. O locație în Parcul Măgura pentru a deveni o pădure urbană. E un tip de plantare intensivă și cu o densitate foarte mare, undeva în zona lacului, lângă lacul, groaba cu lacul, pe teritoriul parcului, în zona cadastrală a parcului. Iar a doua locație care dorim să facem plantare normală și cu arbori care se pretează funcție de zonă și funcție de ce date vor apărea din studiu. În zona parcului doar. Parcului Măgura, o suprafață, pădurea urbană. Doar ce este în prejurul lacului. Acum sunt în discuții cu ei, dar nu în prejur, ci cred că laterala din spre. Între șoseaua de la Slănic, între șoseaua de la Slănic și Râul Slănic și între aleea, asupra traversare și Râul Slănic. Și stânga și dreapta. Perfect adevărat. Am fost și cu ei pe locația aia, dar pe partea în Gura Slănic, pe partea stângă, pe marul, între marul Râului Slănic și șosea, zone de interdicție și zone supuse utilizării legii naționale a sării. Partea asta la altă, aici imediat după curbă, acolo sunt niște proprietăți private. Postele, depozite și zona aia început. Iar în dreapta va fi extinderea proiectului de planificare turistică.
Și acum facem în interiorul parcului. Păi ei așteptăm... Aici va fi la traversare stânga-dreapta, după supra-traversare stânga-dreapta. Păi stânga va fi ocupată de către proiect. Așa. Când ne ducem în parc. Stânga. Imediat. După pot până toată zona aia acolo, unde acum sunt acele depozite de pământ. Alea nu sunt depozite, sunt depozite de pământ care vor fi acolo nivelate pentru a ridica stratul de pământ fertil. Iar în partea dreaptă e o suprafață mică, că apoi urmează lunga trotușului. Deci asta e pentru pădurea urbană în zona parcului. Funcție de sponsorii pe care îi vor aduce această entitate, vom hotărâ exact suprafața, că e funcție de valoarea sponsorilor și cât puietul vor aduce pentru plantare. Iar pentru plantarea pădurii normale o să mergem deasupra cartierului Poieni, în partea stângă, zona Brandași, nu știu cum se dă acolo, e de pe de aici, de la Osoar, pe Vânător de Munte, pe Vânător de Munte, tot în sus și partea stângă. Da. Limita poporului. Limita poporului Sinic. E acolo suprafață. Aici în parte nu se afectează de mare investiție. Pune suprapune pe un pic și în pădure. Aici în pădure, parcul e mai sărat. Păi, deocamdată am stabilit două locații. Să fie o fel de succes, cu succes, și apoi putem continua. Pe care nu știu să știu. Și e. Și al doilea? Și al doilea care e? Păi primul e bar, bar și al doilea în cartierul Poieni, sus pe stânga... Da. Vânător de Munte. Dacă mai sunt probleme. Mulțumim. Mulțumim. Nu știu dacă chiar îl trebuie, dar asta e o numire generică. Dacă nu mai sunt probleme, supunem spre aprobare. Cine este pentru? Abținem? Împotrivă? Nu am nimic. Punctul 10. L-am discutat și a fost. A fost primul. Da. Mulțumesc, domnule. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnici economici și a cheltuielilor aferente proiectului dezvoltare, modernizare, dotare de infrastructuri operaționale la școala numărul 2. Comisiile a disfavorabil. Comisia de urmări, s-a avut disfavorabil. Comisia economică, 5 voturi pentru a disfavorabil. Aici aș vrea să fac eu o mențiune. Poftiți. La articolul 3. Articolul 3 spune că sună în următor. Se aprobă contribuția proprie în proiect sau AP orașul Buzna, reprezentând atât achitarea tuturor cheltuielilor negligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului și ar trebui să adăugăm în sumă de 401.427,41 lei, inclusiv TVA. Deci să adăugăm și valoarea asta care a fost omisă din proiect, reprezentând contribuția de 2,01%. Deci, cu alte cuvinte, 427 sunt euro, da? Plus cheltuielile neeligibile care vor fi după 2023. Să înțeleg. Da, nu știu, colegii mei vă pot explica. Noi discutăm acum de neeligibile, nu știu exact. Noi discutăm acum de un deviz general aceste investiții calculată la data de astăzi sau la datele din zilele de acum. Deviz general cu cheltuiala eligibilă. Cheltuiala eligibilă din cele două componente, finanțare europeană și finanțare guvernamentală și cheltuiala neeligibilă. Cu siguranță, pe parcursul de desfășurării investiției, așa cum am mai venit cu adăugiri, dacă legislația se modifică, vom mai veni cu alte materiale de ședință de actualizare a devizului la data respectivă. Noi discutăm astăzi. Discuții? Practic transferăm acum
partea de finanțare aferentă creșterilor de preț a respectabilei ordonanțe 64, o transferăm din bugetul general, o ducem în finanțarea guvernamentală. Și trebuie să ne însușim asta, că o transferăm la ei. Ca să poată fi act adițional la material. Știți că la acest proiect suntem contra cronometru, cum am discutat și în ședința trecută. S-a stabilit și vectorul licitației? Așa am spus că vă voi prezenta la fiecare material, la fiecare întâlnire, care este stadiul. Evaluarea tehnică are loc acum. S-a terminat evaluarea eligibilității cu aer și acum suntem în evaluarea tehnică. Suntem într-un schimb de clarificări, știți că o licitație competitorii pun tot felul de întrebări. Și noi răspundem și în momentul când partea tehnică, în ceea ce privește clarificările, se transmite documentația către cei doi evaluatori independenți stabiliți de către organismul internațional și după ce primim validarea lor, intrăm și în evaluarea financiară, care aia, practic, este o formalitate, că doar vezi valoarea pe care o prezentați. Sunt două asocieri de firme. Suntem în procedură de clarificări și fiecare clarificare are o funcție de volumul clarificării, se acordă o zi, două, trei funcții decât cere legislația. Suntem în grafic, eu sper să... Graficul ăla de probabil durată. Dincolo de dorința noastră de a finaliza cât mai repede, sunt acești pași procedurali juridici. Nu poți să spui în loc de 5 zile, fac doar una, sau în loc de, nu știu, o perioadă care e stabilită de legiuitor, mai lungă sau mai scurtă. Ne dorim să mergem pas cu pas pentru a nu avea o contestație și să o pune de procedură. Mai sunt discuții? Dacă nu, supunem spre aprobare. Cine este pentru? Abțineri? Potrivă? Este o abținere. Ultimul punct, întrebări, interpelări, răspunsă. Dacă sunt probleme, deosebite. Deosebite, înțeles. Dați cuvântul, mulțumesc. Când începem reluarea lucrărilor din oraș? Adică străzile. Cu reabilitare din străzi. Toate în poară. Reabilitarea celor două. Sigur, da. Când încerc. Data de 14 februarie a fost, sau s-a împlinit, începe data de 14 februarie, curge termenul de implementare a investiției creșă. Și pun de excavatoarele s-au băgat în data de 14 în acțiune. În zona Tisești se lucrează acolo cu 5-6 modelaje de mare capacitate, cu... Deja s-au turnat paharele în care vor prind, se vor așeza stâlpi de rezistență. Iar începând de luni, sau marți, constructorul pe valorificare turistică și-a reluat activitatea și lucrează cu motoarele durate în jur de 30 de oameni pe strada Podei. Pe Podei, acum suntem în etapa de a monta bordurile și accesele pentru proprietăți. S-a făcut un grafic? Există grafic de lucrări. Graficul de lucrări se modifică și în funcție de parametri meteo, pentru că a mai fost un început acum vreo 2-3 săptămâni și s-a lucrat doar 3 sau 4 zile. S-a suspendat datorită vremii. Acum vremea permite să se facă aceste tipuri de lucrări și continuăm. Vedem acum și cum va evolua vremea, ținând cont de... Puteți estima așa odată când am putea să mergem pe asfaltul ăsta, nu?
Din discuțiile cu constructorul, asfaltul, efectiv turnarea asfaltului, cei 7,9 km, se pot turna cu cele două straturi în 2 săptămâni de zile ca timp. Dar ei au spus, doamne, 7,8 km ăștia, nu poți să vin să-i turn cât un kilometru, cât un kilometru. Voi face niște suprafețe și voi acționa apă în general. Cel mai mare volum este pregătirea infrastructurii. Am avut o iarnă în care lucrurile au fost suspendate, dar efectele meteo nu au dus la o degradare a lucrărilor care au fost făcute. Deci n-am intrat într-o perioadă în care lucrările acolo trebuie să fie exponențial aduse la statul. Putem spera că nu mai avem problema de care am avut-o pe Capitanul Șilă, vinișorii s-a adunat asfalt și după ce s-a adunat asfaltul, au tăiat asfaltul ca să ridice gagherele și lucrurile care. Tehnologia, am văzut și pe strada Tisești, tehnologiile pe care le utilizează România și constructorii. Dacă le facem așa... Nu, vor fi acele capace de canal cu acel... bură de canal, care se așează și apoi vine stratul de asfalt la nivelul 0. Așa e procedura făcută și așa are asumat din contract. Ați văzut pe jumătatea de Tisești sau 300 de Tisești, cel care a fost pe reabilitare prin asocierea din Consiliul Județean, toate capacele au fost schimbate, înlocuite și cu acest model să nu mai apară acea ramă din beton. Nu e vorba numai de ramă, de cum? Dacă sunt ridicate la nivelul... Vor fi ridicate la nivelul... ...din asfalt. Din turnare. Din turnare, dacă facem ca pe Capitanul Șilă... Da, da, pe Capitanul Șilă n-au fost utilizate. Pe Capitanul Șilă și pe Vinșoara, prin proiecte, nu au fost înlocuirile de canale. Și atunci s-au păstrat canalele, capacele de canale vechi. Aici am ținut să fie schimbate și ați văzut și acolo unde se lucrează acum la trotuare, se ridică și cele care au fost deteriorate s-au schimbat cu totul ramele alea. Vă rog. Înțeleg că stratul mai rezistent, mai dur, se toarnă odată pe mai multe străzi. Acum, dacă n-au licitat, să n-au avut în vedere treaba asta, trebuie să facă o economie, să trebuiască mai puțin. Dar creează un disconfort orașul, să ai ca și pe probleme de asfaltezi de toată dată pentru ca să-ți faci o economie. Adică se nu e vorba de economie aici, e vorba de ordinea pe lucrurile. Da. Și știm cu toții până la 50 de ce martie, oricum toate stațiile de asfalt sunt întâlnite. Da. Adică să se ridice această restricție, această restricție conform normelor. S-a finalizat licitația pentru cele 3 străzi prin asocierea cu Consiliul Județean, s-a desemnat constructorul câștigător, dar s-a finalizat acum 2 zile, sunt acele zile de contestație și avem și constructorul pentru cele 3 străzi, Cărăgădărie și Cărăgădărie. S-a finalizat de asemenea... Poftim? Este un constructor local într-o asociere cu un constructor județean. Sunt 2 constructori din județ, printr-o asociere. De asemenea, s-a finalizat licitația și acum suntem tot în perioada de curgere, perioada de contestație, pentru proiectarea investiției cu acele străzi, cele 8 străzi pe calamități, cu asocierea sau cu, prin predarea către Compania Națională de Investiții. Și astea sunt acum ca și investiții majore. Se continuă și s-a relicitat ultimul lot sau o parte din ultimul lot de la echipamentele și dotările de la școala 1, pentru că mai era un lot sau 2 de dotări. Și suntem cu școala 2 în finalizare, iar am depus acum documentația către un consultant pentru a construi proiectul de finanțare prin Planul Național de Reziliență cu dotarea unităților școlare, cei care n-au fost modernizate prin proiect. Și aici vorbim de grădinița Floare de Colț, liceul tehnologic
școala 2 ce nu are prins prin proiect și Colegiul Național, la fel, ce s-a prins prin proiectul inițial. Da, mulțumim. Dacă mai sunt probleme? Domnul Ana? O singură problemă. S-a făcut al doilea rând trotuare la CEO, la NL. Este trotuar făcut de constructorul care a făcut Daniel Eurle și celălalt de firma câștigătoare de 23 de străzi, cum îi zice. Majoritatea mașinilor parchează pe trotuar, sunt o grămadă de locuri de parcare în spate, cu loc pentru mari locuri de parcare. Toate mașinile sunt parcate pe trotuarul ăla. Toate. Deci, sunt doar două, trei mașini, parcare publică. Cred că atâta sunt în vedere, să știi de acolo. În momentul când vom finaliza investiția de pe strada 1 Mai, clar acolo va, sau nu mai pe strada aceea, ci va fi, vor fi puse și indicatoare de semnalizare rutieră. Și acolo unde e prevăzut sau unde nu sunt prevăzute locuri de parcare, acolo va fi o preinterzis. Iar aruncatul pe trotuar la mașini presupune o contravenție la codul rutier și ăla este sancționat punctual către instituția abilitată. Da, instituția abilitată și face datorie. Ce este un rutier? Ce este un mașini particulară cu ea, noaptea. Nu, 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 străzile sunt așa. După ce stai la locul, te-a dedicatoare, domnule. La pentru parcare de drogoasă. Interzice pentru că... Păi ce sunt pentru ei de parcare de drogoasă? Poftiți, domnule, domnule, tot așteptăm ca locurile din autogară să fie cumva plombate, să fie acoperite. Deci eu trec luni întregi până când ce. Ne rupem mereu mașinile, chiar nu se poate pune ceva acolo, un asfalt la rece, până când vine constructorul și ne face în toamnă asfalt. Putem sta așa. Dacă permiteți, nu mai modificați și nu mai prezentați altfel decât spun eu. N-am spus că vine constructorul în toamnă, odată. Și doi, acele suprafețe sunt predate constructorului. Cât așteptăm, domnul primar? Cât nu așteptăm? Ați jurat că respectați legile țării. Cu da, toții le respectăm. Și dumneavoastră ați jurat să respectați legile țării și ați apărut la România Te Iubesc un deficit de 5 milioane, da? De euro. Și ați spus că nu intrați în competiție cu Salina. Ceva rușinos pentru vă mulțumesc. Unde trebuia să aibă 40 de locuri de muncă, unde 40 de locuri de muncă trebuiau să fie în pat. Nu râdeți, că sunteți cu autor la această chestie. Da? La biserica la Răducan trebuie amenajată o trecere de pietoni, exact la portița mică. Deci când iese lumea de la biserică, iese direct în stradă, se vine oarecum cu viteză pe acolo și e un pericol. Sunt oameni vârstnici care traversează încet și e periculos. Da, unde am ajuns cu cadastrarea locurilor de parcare? Locuitorii sunt interesați când anume vor putea lua un loc de parcare pe care să plătească, să nu se certe cu nimeni și să intre în legalitate, ca să zic. Puteți spune? Străzile care le-am făcut acum 4-5 ani se surgă. Mergeți și vedeți pe prăbătare. Da? Gurile de canal se lasă. Așa de bine sunt făcute lucrările. Cum stăm cu schimbarea lămpilor, proiectul pe care mi l-ați prezentat, când le schimbăm în totalitate în oraș, ca să trecem pe economie? Este un proiect în derulare. Să nu spuneți într-o lună, două, trei, cinci... Domnul consilier, pe lângă faptul că nu susțineți niciun material de ședință, nici nu sunteți atent. Ba da, ia uitați. Fiți atent la ce votați sau ce votează colegii dumneavoastră, pentru că am spus-o foarte clar, că proiectul de implementare pe partea de mediu de lăbi s-a încheiat. Și suntem acum într-o evaluare cu un alt proiect. Dar dacă dumneavoastră sunteți permanent împotrivă și niciodată nu sunteți atent, nu este problema noastră. Vă mulțumesc. Da? Când este cel de-al doilea proiect gata? Casa Borisov este în continuare pe lista. A fost iar lista dumneavoastră? Da, bineînțeles. De fiecare dată vă întreb. Sunt lucrurile care au rămas în urmă în orașul trebuie la primul.
În urma cui? În urma vremurilor. A, da? Ați promis acum 2 ani, 3 ani, când am ridicat mâinile pentru a plăti constructorul înainte cu bani de la buget, că faceți teren de sport la liceu. Nu s-a întâmplat nimic, n-ați făcut niciun liceu în teren de sport. Ce-a plătit, domnule? Ce constructor a plătit noi la voastră? Cu bani de la buget, nu vă aduceți aminte, la începutul mandatului, când a spus că faceți teren de sport la liceu. Toate procesele de bani și bani. Da, mulțumesc. Asta e tot ce am avut de spus. Poate notați și rezolvați problemele orașului. Poate. Sunt multe. Eu am rămas cu privire la domnul Măcel. Eu aș avea o recomandare pentru dumneavoastră. Vă ascult. Nu mai vorbiți cu răutate. Altfel se rezolvă problemele când ne înțelegem într-o convorbire. Nu cu răutate. Adică nu puneți problema în sensul rău al cuvântului. Puneți-o în sensul rezolvării. Asta v-aș recomanda eu. La președinte de ședință. Că altfel nu pe. Mulțumesc. Dar nu e, ce asta îți pare că s-a rezolvat ceva de la ședință la asta? Se rezolvă pe problemă. Bună întrebare. Mulțumesc pentru înțelegere. Așa, cine mai e? Doamna Neoleacă. Da, mulțumesc. Eu aș vrea să întreb executivul dacă este posibil în stațiile astea de microbuze, de autobuze, în autogară, cred că s-a mai spus într-o ședință, în centru, dacă se pot amplasa niște panouri cu programul. Pentru că m-au oprit câțiva turiști, nu știau absolut nimic, nu scrie nici măcar pe o bucată de hârtie. Cred că am putea, nu știu, din ceva, făcute niște afișaje frumoase. Tabele electronice. Nu neapărat electronice, chiar pe un placaj, nu știu. Așa, să punem, să afișăm, nu știu, sunt microbuze care merg la Iași, la Brașov. Nu știu, stau în gară, să învârt în autogară, pardon, în partea asta, la, dacă este posibil. Vă mulțumesc. Da, dar nu au aceeași stații, toți. În autogare e o stație comună și cred că s-ar putea afișa. Două stații mari. Și s-ar putea să sările de așteptare. Și sările, da. Din gafă, sunt închise. Sunt închise. Tot primărie e promovată și s-ar putea așteptare. Nu, dar puteți lua legătura ca primar să rezolvați o problemă în stațiunea Târgu Ocna. Stațiile de autobuze de gară, care din gară, sunt deschise, pe cele care sunt funcționale. Sările de așteptare trebuie să fie deschise pentru că ele așa au fost construite. Aveți soluții dumneavoastră la toate, domnule. De la început, nu au fost ca să fie închise. Sările de așteptare, vine lumea la ora 2 noaptea, are tren la 5 dimineața. Voi am să spun, doamne consilier. Partea de reglementare a transportului auto, suntem acum în faza de a construi acel panou pe care îl vom monta în autogară și acolo vom face și cu asterixurile de rigoare de unde poate fi luat mijlocul de transport. La zona așa zisului punct de oprire de pe strada Costache Negrin, în zona tradițională Gardenia, acolo sunt niște panouri scrise cu orarul mijloacelor către București, pentru că acelea sunt reglementate. Sunt câteva indicatoare și pe panourile de la stația de autobuz spre Comănești, cea de lângă panou informativ de la stația taxi, iar în autogară vom face un panou mare în care vom pune și locațiile de unde pot fi ridicate și stațiile de autobuz. Lucrăm acum, acolo e și șantier, nu l-am pus acum, nici nu-i gata, dar în momentul când va fi finalizată investiția de valorificarea potențialului turistic, acolo va apărea acest indicator. Da, și actualizat cu toate. Și actualizat. Sunt câteva netrecute în niciun cer. Mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc. Și eu de observație.
Mai sunt probleme? Nu mai avem. Dacă îmi permiteți să două vreau să prezint și eu. Am anunțat și ședința trecută că voi face o deplasare în cadrul proiectului ZIN Global, Act Global, adică ZIN Global Acționăm Local, în calitate de membri ai Asociației Statului Urban Nou Primar și România. Și vreau să vă spun că am fost o deplasare de 4 zile în Italia. Acest proiect european a fost finanțat de Uniunea Europeană și la nivelul acesta proiectul a fost scris de Asociația Națională a Stațiunilor Balneare și Balneare Climatice din România. Este singurul proiect câștigat de o structură națională, pentru că am fost în competiție mai multe structuri care au depus timpul de proiecte. Singurul a fost acceptat de Uniunea Europeană de această asociație. Și la nivel de Europa au fost 200 de proiecte și s-au finanțat vreo 20 și ceva. Din cele 20 și ceva finanțate, unul a fost al României și respectiv Asociația Stațiunilor Balneare. Ce presupune acest lucru? Presupune un schimb de experiență, de expertiză, de gândire globală și acționare locală cu reprezentanța ai stațiunilor turistice din 5 țări. Grecia, cu niște localități, stațiuni turistice din zona portului Pireu, Polonia, cu o localitate turistică din zona Gdansk, de sus de la Marea Baltică, o zonă a unei localități turistice din Spania, pe lângă Valencia. Această localitate, Gambasi Terme, care a găzduit această etapă în Italia, în zona Toscana, regiunea Toscana, și România, cu locația Zlării, Moldova și Târgu. Locația de la Zlării, Moldova și Târgu Ovna, sau etapa aceasta, se va desfășura la începutul lunii iulie, când vom avea gazde, vom fi gazdele acestor reprezentanți. Și va mai fi o sesiune de lucru în Valencia în luna martie. Prin proiect erau finanțate participarea a 5 reprezentanți a fiecărui stat și atunci noi ne-am votat la nivel de România, la nivel de asociație, să participăm din toate cele 24 sau 25 de unități administrative teritoriale care au și statut de stațiune balneară, din cele 30 și ceva. A fost un proiect interesant, o să vă invităm și pe dumneavoastră atunci când se va deruga la Târgu Ovna, pentru că este un schimb de experiențe de bun augur, de practici și să știți că nu suntem cu nimic diferit față de ei și oportunitățile noastre de prezentare și turistice poate chiar sunt mai cu câțiva pași deasupra. Aici este o localitate mică, cu 5.000 de locuitori, cu un singur izvor cu ape minerale și în care funcționează această zonă balneară. Dacă vreți și îmi permiteți, vreau să fac o completare sau să, mă rog, și s-a discutat aici cu România, te iubesc. A fost un exercițiu nefericit pentru orașul Târgu Ovna, această emisiune. Și dacă un post la nivel național, cu reprezentare națională și cu impact, au venit și au prezentat lucrurile, să știți că ele nu au stat așa ca și bază de documentare. Am participat personal la o discuție cu acei operatori în data de sâmbătă. Ulterior am aflat că ei au mai filmat cu 2 sau 3 zile înainte în zona parcului. Acolo, domnul consilier probabil ne poate spune mai multe. Dar ce pot să vă spun eu, că din ce am prezentat eu acelui reporter și acelui cameraman, au fost extrase niște frânturi, au fost doar niște înregistrări puse cap la cap și scoase din context și s-a prezentat doar partea urâtă. Este păcat cu o localitate care, ca și Târgu Ovna, ca și celelalte localități, și eu îmi pun întrebarea, ce se dorește din această emisiune România Te Iubesc? Să promovăm ce? Tăvălim stațiunile turistice de interes național sau local cu numai cu partea urâtă. Adevărul că toate au fost. Toate au fost și au fost criticate. Eu nu pot să fac analize, nu știu care este conceptul acestei. Titlul, în schimb, deformează, pentru că realitatea a fost altă.
mi s-a spus că au fost, că au preluat datele de la Agenția Nordest și că localitatea Târgoviște este printre puținele localități care au preluat și au câștigat proiecte de valorificare a potențialului turistic cu banii europeni și erau interesat cum s-au finalizat. Și eu personal am avut o discuție cu dumneavoastră în fața primăriei, am prezentat oportunitățile, am prezentat de ce avem statuturile acestea, ce operatori locali sunt în turism și noi și ca autoritate locală și pe cei privați, dar și cei ai statului Salina. Am prezentat și am fost la pas cu ei pe investiția care acum se desfășoară și am fost și pe străzile micuțe de aici, am arătat și trotuarele, și pista de biciclete, toate lucrurile au fost în zona dar imaginea a apărut o căruță cu un cal, a apărut o imagine fugitivă cu noi în mijlocul orașului, dar în care se vedeau doar niște pietre, că era de fapt zona de investiție pe pietronal. Și plus că au fost făcute niște afirmații care eu cred că nu sunt la locul lor. Domnul consilier, probabil cu emoțiile pe care le caracterizează, a venit și a prezentat niște lucruri deformate la dintre de parc. În primul rând, investiția de acolo nu este de 5 milioane de euro, acea bază de tratament. Toată investiția a fost de 5 milioane de euro și la cei bani au intrat două poduri, un pod turistic, un pod pietonal, s-a reabilitat tot parcul la nivel de alei, pentru că știm cu toții cum arătau aleile, s-a construit o bază de tratament, dar și de relaxare, precum și un centru de informare turistică, care el are și rol de clădire funcțională administrativă. Branșamentele la apă au fost refăcute, s-a făcut o stație de gaz nouă și o stație electrică și o stație de epurare, care ulterior acea stație de epurare a fost scoasă din sub, pentru că s-au schimbat normativele și reglementările europene și ea s-o află într-o conservare, iar funcționalitatea bazei, acum și-am prezentat și în material, dar a fost la fel truncheat, iar nu funcționează doar zona administrativă sau zona de bază. Pentru că n-a fost niciodată gândită ca să funcționeze pe tot parcursul anului, a fost gândită să funcționeze și așa și fost finanțată ca o piscină pentru sezonul estival, cum funcționează și Salina, cum funcționează și celelalte piscine de pe raza orașului sau din stațiunile balneare, cum funcționează și Cluj-Nat și să știu celelalte lacuri Sărat, Amara și stațiuni din Ardeal. Ceea ce s-a prezentat acolo, că nu păstrăm apă pe sezonul de iarnă doar ca să facem el vara, este total neadevărat și neprofesionist prezentat, pentru că așa prevede tehnologia. Toate piscinele deschise, pentru a fi conservate pe perioada de iarnă, trebuie să fie pline și au un, de jur împrejur, un, niște elemente de preluare a înghețului și dizghețului. Sunt niște elemente din cauciuc și care acele pot fi comprimate sau expuse. În rest, nu cred că ne face cinste. Toate prezentările orașului le-am făcut și le-am prezentat așa cum trebuie și cum înveți stațiuni turistice. S-a încercat să se facă și să bage bățul în gardă între vechile administrații și actualele administrații, ce este total neprofesionist. Am fost înregistrați pe la spate, am fost înregistrați sub camera, sau cu ce cameră, așa. Eu mi-am făcut datoria alături de administratorul public, chiar avem o înregistrare de aproximativ 7 minute, cum s-a desfășurat interviul. Dar nu intrăm într-o polemică la nivel național, că noi nu suntem justițiați și nici nu suntem oameni construiți să mergem prin tot felul de drepturi la replici, dar este, a fost incorrect. Ceea ce s-a prezentat. Este un material filmat din laterală de către primul meu. Pur și simplu s-a gândit, pentru că a avut o experiență neplăcută în zonă, când a fost și primarul de la Onești filmat și din emisiune, din aia s-a atunciat și s-a prezentat ce le-a convenit, ce le-a convenit lor. Și n-a fost corect. Dar, din păcate, media așa funcționează în România. Eu mi-am făcut datoria, nu am aruncat niciodată gunoroi în vechile administrații, în vechii oameni care au condus urbea,
acei oameni și-au făcut datoria la vremea respectivă, au făcut tot ce le-a stat în putință și, și asta a fost declarația mea oficială. Restul ce mi s-a sugerat, transmis de către cine a fost transmis într-o formă sau alta, este problema dumneavoastră. Nu știu, domnul primar, dacă a fost sau nu a fost scos din context acel pasaj de acolo, dar și de asta s-a avut o afirmație neadevărată la fostul primar al domnului Ivanov. Păi eu ce am spus acolo? Asta, dar nu știu dacă a fost sau nu scoasă din context. Dar haideți să ne aducem aminte ce a fost cu firma domnului Hagi de la... Eu nu am făcut nicio afirmație la firma domnului Hagimă, sau cum îl spuneți dumneavoastră, și am prezentat, de aceea v-am spus că avem această rezultate. Haideți să vedem. Păi, o să o prezint. O să vă prezint personal. Păi, noi ce am văzut la televizor? Păi, și noi am văzut la același lucru. Tocmai ce am văzut la televizor nu e corect ce ați spus. Dumneavoastră ziceți că e scurt din context. Dacă e scurt din context, eu o să vă pregătesc materialul ăla, pentru că imaginea, sunetul nu este foarte clar, pentru că se suprapune și... Păi să ne aducem aminte că la banie, doamna, dăm cu voie chestii. Să ne aducem aminte că la banie. Să că doamna chiar dumnealui acel s-a ocupat în mod expres ca să dea drumul la... Absolut. La, eu asta am spus. ...spațiul din parc și să facă acolo, să se facă... de tratamente sau ce, nu îi făcea nimeni de influență. Haideți să fim realiști, nu putem să comparăm nu știu ce șoricuțul din parc cu elefantul de... Dar nici nu a fost... Nu făcea nimeni în concurență și din câte eu cunosc eu pe doamna Ivanov, nu se spire de concurență, din contrast, fie cât de mult... Domnul consilier, eu pot să vă demonstrez că nu am spus așa ceva și chiar am făcut prezentare pe materialul filmat, original, că am prezentat că funcționarea unei stațiuni trebuie să se desfășoare din punct de vedere terapeutic de către investitorii privați. S-ar putea, spune că sunt subiectiv. Păi nu, cu toții suntem subiectivi. Primul care am fost total plăcut, impresionat. Relația mea cu doamna, putea spune toții că e subiectiv. Dar eu am auzit. Știți cei care ați mai fost în Consiliu și chiar din laboratul anunțat, știți destul de bine cât s-a luptat pe tema asta să se deschidă... Eu... activitatea din parcul Măgar. Nu știu ce l-au continuat, dar nu mai și noi, că au mai stat la putere încă 8 ani de zile. Filmarea pe care o avem noi, dacă și materia să le-am trimis la mai stat 2 mandate, domnul Șirochi. De ce n-a dat domnul? Nu știu. Eu am transmis pe domnul... Având în vedere că domnul Hagi de la firmă e pe vremea dânsului, din 2000... Din 96, nu știu de ca să vedeți care a fost și în urma discuției cu doamna emisiunea, sau mă rog, materialul a fost filmat acum o lună de zile, iar dumneavoastră a fost sunată cu 3 zile înainte de publicarea emisiunii. Deci ca să vedeți că aici este rostogolirea și scoaterea din context. Pentru că incorectitudinea. Eu nu spun că lucrurile sunt perfecte într-o lume sau în România. Dar haideți să prezentăm partea plină a paharului și putem să o prezentăm și pe cea goală. Pentru că, practic, acum această emisiune a făcut decât o învrăjbire locală. Eu i-am trimis doamnei materialul pe care l-am și o să vi-l prezint și dumneavoastră. I-am spus și din discuție cu ea am aflat că dumneavoastră mi-a spus, dar de ce nu mai sună? Pune, dar dacă eu n-am vorbit nimic rău la adresa, nici nu m-am gândit că veți fi întrebat. Deci, dar dumneavoastră când m-a sunat? Acum 3 zile. Stați un pic, ca s-a filmat acum luni. Adică, aici s-a dorit. Și uitați-vă că modelul de emisiune, asta s-a dorit o paralelă și la Zrănic, și la Dușnat, și la unde mai fost. Borsic sau unde a mai fost prezentat, Herculane, unde a mai fost. Deci, după părerea mea este că rolul nostru aici este să promovăm localitatea cu aspectele ei plăcute și cele valorile ei. Există locuri mai bine întotdeauna, dar nu cred că apariția pe un post național în zona asta ne-a făcut cinste. Asta este părerea mea. Și încă o precizare, niciodată izboarele din parc și sunteți cu toții de vârste diferite. Eu mă învârt aproape la 50 de ani. Niciodată acele izboare n-au curs cu volume mai mare.
Știm cu toții. Acesta este volumul de curgere și el este monitorizat și este autorizat. Acum două zile, o să rog pe colega să aducă documentul. Aduceți documentul care l-a sosit acum 2-3 zile, când am reprimit licența pentru exploatare. Deci aceste peizoane sunt monitorizate de către instituțiile abilitate ale statului și suntem în exploatare cu ele, curg la liber, sunt în domeniul public și pot avea acces cu oricine la ele. Avem personal de întreținere, de supraveghere, permanent este făcut curat acolo și ceea ce s-a spus că au curgeri diferite, nu este așa. Nu este așa. Este păcat. Eu nu vreau să arunc un fără eminent, dar cred că rolul nostru este aici să promovăm, nu să... Eu aș veni cu o completare, dacă îmi permite. Eu am învățat la școală. Dacă vine un străin la mine în casă, îl anunț întâi de tată. Cred că am dreptul ca președinte șef. Așa. De la bun început. Dumneavoastră ați fost anunțat de această televiziune? Eu am primit un mesaj, miercuri că sosesc în zonă. Miercuri au zis că vin joi, joi au zis că vin vineri și vineri au anunțat că vin sâmbătă. Și unii s-au prezentat. Și s-au prezentat aici sâmbătă, eu i-am așteptat în sediu instituției, mi-a dat mesaj că au ajuns și că vor să filmeze în față. Asta a fost toată convorbirea mea cu dumneavoastră și în reporte. V-ați delegat dumneavoastră pe domnul Bartu? N-am delegat pe nimic și nu știu când au fost făcute registrele. Uitați aici, de la Apele Române, avem 14 februarie 2023, autorizație de gospodărire a apelor, valabilă până în 14 februarie 2028, privind exploatarea apei minerale terapeutice în perimetrul Târgu Ocna, județul Bacău, cod cadastral și toate datele. Și aici avem captări izvoare, județul Bacău, captare de subteran, captare cu toate documentele. Acesta este documentul care l-am primit zilele trecute. Uitați. Deci, suntem puține localități la nivel național care deținem izvoare și suntem și mai puține localități la nivel național care avem aceste izvoare autorizate și acreditate. Uitați, aceasta este licența. Este exemplar secret de serviciu, nu pot să vin de lui, dar pot să descriu doar titlul. Licență de dare în administrare pentru exploatare număr din 2017. Orașul Târgu Ocna. Perimetrul de exploatare Târgu Ocna, apă minerală terapeutică. Secret de serviciu. Deci, acestea sunt documentele. Haideți să... rolul administrației este să facă tot ce este în putință, să pună în valoare resursele naturale. Cele care aparțin pe domeniul public. Și să existe un parteneriat cu resurse naturale care aparțin tot pe domeniul public, dar sunt în proprietatea altor utilizatori. Spre exemplu, Salina Târgu Ocna. Cu tot ce înseamnă exploatarea de acolo și partea terapeutică și partea de relaxare. Da, mulțumesc. Mai aveți ceva de da, știți. Adică dacă pot, că o de natură am așa, cred că la 2 ianuarie, mi-aduc bine aminte, acolo la domnul primar, și-a spus domnul primar, vedeți, când m-au contactat la un, de la PTV, vor veni în zonă. Că vor să vadă ce dumneavoastră, nu. Nici o problemă. Pe datele 11 dimineață, ianuarie, a fost una prima dată dumneavoastră de că echipa noastră. A fost una prima dată. A rămas cu bătăliți, să vă trăiți, dar câte plecați în jurul, era în jurul. Vine la până la sălinie. Era miercuri. Vine la care vreau să se apucatul dumneavoastră sau... Nu, dar s-a făcut. Deci, vine te vreau să-mi zice un bătăl, sâmbătă seara m-au sunat și a dus în altă ziua. Concluzie, dragi și cetățeni. Cine avea voie? Deci, v-ați făcut. Dar nu vine la pentru formea de destul, în cer. Mi s-a părut foarte normal să aveți văzut ce punct de vedere. Am insistat la atunci să vă spune, să vă pun ce punct de vedere. Am stat pe vineri, pe data de 13, am sunat, m-au sunat, adică n-am spus pe asumea mea dumneavoastră, nu mai te v-am sunat, m-am sunat de la voi.
Păi și eu ce am spus de la domnul Grosa? A fost că am fost contactat miercuri, miercuri mi-au spus că vin joi, joi mi-au spus că vin vineri, vineri mi-au spus că vin sâmbătă. Și sunt. Eu i-am așteptat la discuție. Le-am întrebat dacă vor să-i acerte. Ca noi cum trebuie. Domnul, nu faci afirmații din ați participat la discuție. Păi haideți să nu amestec. E bani cum n-ați arătut. Da, mă, cum n-ați spus că vine o echipă. Mi-a spus că vine o echipă de filmare. Da, și bine. Bani cum n-ați arătut. Vreau vreau să-ți băgă punctul de vedere. Poate de vreo dimineață, la ora 9. Domnul, sâmbătă dimineață. Poate de nimic mie. M-am întâlnit cu ei și îți vreau că nu a venit în timpul joi și vine. Da, venit întâi. Uite, cum a întâlnit că am susținut? Păi și dacă au venit, nu era corect să spună, în primul rând, domnule, am venit, am filmat în bar, am filmat în bar, am luat toate cadrele, am găsit niște lucruri incorrecte sau corecte. Și eu le-am propus să mergem să filmăm și în bar. Nu, nu, pentru că mi-ați dat toate datele aici. Mulțumim. Deci asta a fost. Știa deja că păi și știa de camere, știa deja. Ce știa? Că m-a informat că au venit. Ce știa? Pe multe de ce știa cum a vorbit. Nu mai e. Dumneavoastră, asumați-vă ceea ce ați spus. Nu știu problemă cu tu pe domnul. Domnul consilier, asumați-vă ce... Asumați-vă ceea ce ați spus. Da, nu ce reprezentați dumneavoastră la Casa de Învățătură. Către această bubă. Dar nu ce știu eu că le-am avocat. Păi dacă eu le-am propus să mergem în parc, să vizităm, să deschidem baza de tratament. Nu, domnule, nu ne interesează. Am luat date, am luat câteva cadre pe exterior. Chiar v-am dat cartul pe niciunul. Păi și nu știu să facem. Consider că am fost eu în eu n-am spus, n-am făcut nicio afirmație de asta. Am spus eu ceva dumneavoastră astăzi? Nu, dar să nu v-am spus așa, și n-am înțeles ce a întrebat domnul Traian, vă rog, dacă domnul Traian, domnul consilier. Dacă vine o televiziune și mă abordează, vreau să pierd voi la dumneavoastră, dar să fac 89 la Revoluție? Domnul consilier, dar v-am spus eu așa ceva? Vreau așa, prea. Cine? Păi dar nu mă întrebați pe mine ce a întrebat domnul Traian. Președintele de ședință cu primarul. Nu, aveți un cuvânt de spus și vă spun și de ce, pentru că indiferent ce instituție vreți să vină în zonă, ca să poată să difuzeze ceva sau să scrie ceva, cine poate? Ei trebuie să aibă, domnule, ea nu mai puțin ascultați-vă, ei trebuie să aibă din trei părți luate, da? Deci după ce se documentează foarte bine, atunci scrie sau dă pe post. Corect. Și atunci de ce să nu aveți un punct de vedere? De ce, nu puteți, de ce nu puteți să-i trageți la răspundere? Dom'le, eu vreau să se discute exact ce s-a discutat, să se arate exact ce v-am spus eu și așa mai departe. Deci aveți tot dreptul și dumneavoastră. Așa? Aș presupune să faci o întâmpinare, să cer, nu știu, o întreagă procedură și te rup cu orele de mână. Da, și reorganizare abilitate. Da, nu știu care sunt procedurile. Domnul primar, dar să ne mă luăm de la urmă. Și la urmă. Eu nu am fost deranjat, domnul consilier. Eu v-am prezentat o situație de fapt că s-a amintit aici, de problema asta. Atât. Eu nu cer socul, nici nu veni și nici nu am o prerogativă. Cine fiecare ce a spus. Eu am venit aici și am prezentat că lucrurile stau în felul acesta. Izboane n-au, tot timpul au curs cu același termin, sunt autorizate, acreditate, că tehnologia de păstrare a piscinii pe perioada de iarnă așa funcționează, că acolo a funcționat centrul de vaccinare, că toate instalațiile acolo sunt funcționale și sunt într-o conservare perfectă, că funcționează acolo, că s-au făcut investiții. Am spus că au fost niște investitori privați care au concesionat spațiul de acolo și au făcut dotări, dar faptul că n-au putut să încheie contract cu casa, pentru că ăla este obiectivul zero, să ai contract cu un finanțator și să primească pacienții și să li se deponteze, dumnealor, după ce au plătit nu știu câți ani, s-au retras. Aia a fost un investitor privat de la București, după care a fost un investitor privat local. Un cabinet de medical din Târgoviște, care a făcut la fel o concesiune și a fost aprobat în Consiliul Local, a ținut închiriat aproape un an de zile, cred, că tot a făcut demersul să facă, să găsească o finanțare, după care s-a renunțat. Acum un an de zile eu am venit în Consiliul Local acesta, când cu o propunere ca o parte din cabinetele medicale de acolo să fie supuse la închiriere. N-a trecut proiectul de hotărâre. Au mai trecut 2 ani de zile de atunci. Astea sunt rezultatele și astea sunt realitățile.
Atunci când vine un investitor, că e local, că e regional, că e național sau european, cine o fi, ar trebui să fim puțin mai atenți la ceea ce propun. Mulțumesc! Mai sunt probleme? Dacă nu, mi-ar culpa. Vă spun atenție, procesul verbal care a fost încheiat la ședința din luna ianuarie. Vă rog să-mi spunem dacă aveți competent modificări, observații. Dacă nu, vă spun la întrebări, cine este pentru? Nu a fost redactat, mi-a spus la propun la ședința următoare. Închidem ședința.